Vă spun puțin în română, vorbește. Dar înțelegeți ce spun eu. Deci avem un prieten care intrase în azart, domnul Nicolae. Era comunistul nostru de serviciu, știi? Și eu îi spunea câte o cuvântare acolo, zic, Nicolae, zic, nu, iasă-i misiunea, dă să tragem, dă-i spune vreo tâmpenie azi și noi să pornim discuția mai departe. Provocați, da? Da, nu, păi, dar noi, vreau să spun, nu suntem așa deștepți, ne-am învățat la propaganda comunistă. Făceam pur și simplu și fac ei, dar invers. Și îi spuneam o poveste lui Nicolae, zic, la comandă. Asta, și, dar Oleg, atunci nu crede în momentul ăsta, că zic, băi, Oleg, zic, noi dirijăm chestia asta, tu nici nu știi acolo, studiezi și faci, că noi facem lucrurile astea. Dar Oleg, eu spun cuvintele celor lea cam urâte, dar o spun. Oleg, nu crezi, Oleg, știi, și dacă nu crezi, dă tu temă la comandă. Dar Oleg atunci și spune în emisiune, că spune, lasă spune că și atâtea avem instituții de presă, izveste, pravda, ăsta sunt multe presă. Deci că înainte era ghetul om, avea izveste și pravda și îi spune tot adevărul și omul știe și adevărul. Zic, Oleg, bun, tu ai dat comanda, eu îi spun lui Calean comunistul, că așa ziceam Calean comunistul, și el a zis, dă drum, aia stat împinge ideea, să faci emisiune, tot frumos, încolo, încoace. Acum, ăsta, da, Oleg atunci a început cu chestia asta cu 5 minute, nu vorbesc mai mult de 5 minute. Și ăsta, și Nicolae ăsta, îi plăcea să mai discute. Și vreo 2-3 ori, tot îl închide. Îl închidea și mai asta mă sună pe mine indignat. Cine sună? Colean comunistul care îi spune eu știi. Mă sună pe mine și zice, băi, uite, eu i-am făcut și misiune bună a ieșit în noaptea asta, eu i-am făcut-o la comandă, dar Oleg mă închide. Și mă scuzați că spun, vă rog, că ești transmit Oleg, eu îmi pizdeu că ești. Do you remember the first time you met Oleg Brega? Eu n-aș face. Aduce aminte când prima dată l-ai întâlnit pe Oleg Brega. Termin ideea, știi? Și zic, Oleg, uite și eu, zic, omul s-a indignat, s-a făcut așa emisiune la comandă, tema care ai vrut-o tu, știi? Am făcut așa cum ai vrut tu și tu închideai omul, știi? Așa s-a indignat, m-a rugat să transmit. Zic, mai vrei Oleg emisiunea? Zic, nu, gata, nu mai trebuie. Înțeles, noi ne-am învățat, dacă am făcut ceva, am făcut după, fiind ele bune propagandă comunistă. Am folosit-o, dar invers. Asta e. Când a fost prima dată când ai auzit de Oleg Brega? Îi datorează asta soției mele, vă spun cum a fost situația. Că era într-o noapte la ora 5, așa, și eu mai bâzbâiem. Să vă spun așa cum este. Ai, nu mai grei așa. Dar nu e nicio problemă. Spune așa. Viața privată nu contează. Nu stai o leacă. Nu cred. Stai o leacă. Ascultă atent ce spun eu. Eu spun cinstit cum este. Și da, e mă și mă izghet. Că du-te în camera ceilalți. Am eu pun noaptea, n-am ce face. M-a întrebat când... Eu îți răspund întrebare, nu? M-a întrebat, eu datorită ei. Eu m-am alungat în altă cameră. N-am ce face, ascult radio, aud... Excitat. Asta și aud asta o niște băbuțe. Dacă prima replica mea care a fost acolo. Niște băbuțe. Avem o moldoveară că vor să ne unească, vor să ne schimbe. Probabil vorbise un patriot și ele erau foarte indignate de... Împotriva unirii, da. Da, da. Și eu atunci, prima replica mea, zic, mă, tu știu că e. De unde ai, mă, tare, moldoveară? Băieții ne-au. Dacă ai ceva, păi poți să vinzi, poți să dispui. Așa e? Dar nu avem nimic, știi? Și Oleg chema oameni acolo, eu erau niște întrebări acolo foarte simple de istorie, care pentru un profesor de istorie nu era mare problemă, dar nu era lumea acolo adunată care să le lămurească. Și atunci, primind invitația lui Oleg, am stat vreo 3 nopți acolo, așa, dacă soția nu mă primea noapte, înseamnă că trebuie să mă duc la Oleg. Asta e tot răspunsul. Mă scuzați, dar eu spun adevărul.